Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Voi fi foarte scurt. Pentru guvernul pe care îl conduc, digitalizarea reprezintă o prioritate absolută. Sigur că nu ne mișcăm chiar atât de repede precum ne-am dori, dar facem pași înainte. Am încercat, de exemplu, în criza provocată de epidemie, să digitalizăm toate procedurile, practic toate produsele, serviciile pe care le-am oferit în perioada asta, să poată să fie accesibile digital, online, fără contact fizic și cu o procesare cât se poate de rapidă. Important pentru noi este să pregătim tot ceea ce este necesar pentru lansarea accelerată a procedurilor de licitație, pentru tot ceea ce înseamnă aplicații digitale de informatizare a administrației publice. Sigur că acest proces nu este un proces simplu. Este un proces în care ne confruntăm cu rezistență din partea multor factori. Obiectivul digitalizării, din punctul nostru de vedere, este acela de a îmbunătăți calitatea serviciilor, produselor care sunt oferite de administrație către societate, către companii, către persoane fizice, și să reducem timpul de soluționare, să reușim să oferim toate aceste produse și servicii în condiții optime, care să permită o accesibilitate și o soluționare cât mai rapidă a tuturor problemelor pe care le au cetățenii în relația cu administrația. Sigur că este foarte important îmbunătățirea colaborării între instituțiile publice, inclusiv prin asigurarea interoperabilității. Noi ne dorim ca un om, atunci când are de rezolvat o problemă, să se ducă la un singur site, nu la ghișeu. Se ducă la un singur site, să nu mai fie obligat să se ducă să-și ia certificate, avize, să se plimbe de la instituție la instituție pentru a obține. Instituția furnizoare trebuie să-și obțină din toate, accesând toate bazele de date și toate informațiile deținute de alte instituții pentru certificarea dreptului sau serviciului de care beneficiază cetățeanul, instituția să fie aceea care să rezolve toate aceste probleme, iar cetățeanul să se adreseze într-un singur punct și soluționarea oricărei probleme să fie realizată într-un termen rezonabil, care chiar să fie reglementat. De asemenea, este evident că e foarte important un sprijin pe care să-l acordăm de la nivel guvernamental pentru digitalizarea administrațiilor locale, deși sunt multe administrații locale care se mișcă mult mai repede decât guvernul. Și trebuie să recunoaștem acest lucru, uitându-ne la anumite municipalități, dar trebuie oarecum echilibrată și, practic, guvernul trebuie să fie un sprijin permanent pentru orice autoritate locală în digitalizarea activității. De asemenea, avem ca obiectiv susținerea mediului economic în digitalizare, avem și resurse financiare europene, atât pentru companiile mari, cât și pentru IMM-uri, pentru digitalizare, pentru creșterea abilităților digitale ale angajaților. De asemenea, ne dorim ca un număr din ce în ce mai mare de români să își dezvolte abilitățile digitale, astfel încât să poată să acceseze orice fel de produs sau serviciu oferit de administrație.
În viitor exercițiu financiar multianual 2021-2027, România va avea la dispoziție, în cadrul, să spun, priorității numite Europa Inteligentă, va beneficia de resurse financiare uriașe, care vor putea fi folosite pentru cercetare, dezvoltare, inovare, digitalizare, pentru soluții inteligente în administrație, și aici trebuie să ne pregătim cu foarte multă seriozitate pentru a putea accesa cât mai repede aceste resurse, care vor fi foarte mari, iar accesul la aceste resurse nu va fi numai un acces al administrației, ci al foarte multor componente din societate, pentru că este extrem de important. Din păcate, România astăzi, în baza analizei indicelui economiei societății digitale pe 2019, se situează pe locul 27 din 28, un loc deloc onorant. Cel puțin în ultimii ani, nu numai că nu s-au făcut pași înainte, ci dimpotrivă s-au făcut pași înapoi în materie de digitalizare. Foarte multe aplicații utilizate de instituții, ministere, autorități, sunt aplicații învechite, aplicații care nu mai fac față la volumul de date pe care trebuie să-l proceseze și mai ales la toate stringențele care apar din partea utilizatorilor. Iar pentru noi toată această rămânere în urmă trebuie trebuie luată în calcul și să ne determine la eforturi mult mai energice și mai rapide în viitor. Cam asta am avut așa pe scurt să vă spun. Tocmai înființarea Autorității pentru Digitalizarea României este expresia interesului nostru. Poziționarea acestei autorități în relație directă cu premierul și cu guvernul, de asemenea, arată interesul nostru și prioritatea noastră absolută în materie de digitalizare, și sunt convins că în parteneriat cu mediul privat, cu instituțiile responsabile, vom avea capacitatea unei digitalizări accelerate.